Bună ziua! În această etalare vom vedea ce urmează să se întâmple în viețile voastre. Etalarea se intitulează Patru Regine. Am să vă rog să alegeți doar pachetul sau pachetele cu care simțiți dumneavoastră că rezonați. Într-adevăr, poate fi vorba de două, dar țineți cont că al doilea care vă atrage automat nu o să mai rezoneze la fel de mult cu voi ca și primul, doar vă oferă niște informații suplimentare. Bun, vom avea varianta 1, varianta 2, varianta 3 și varianta 4. Vă voi lăsa câteva momente să alegeți. Dacă aveți nevoie de detalii personale, mă puteți contacta la detaliile din descriere. Iar eu voi începe cu pachetul numărul 1. Secundă, numai să le pun. Aba. Bun. Și pentru pachetul numărul 1 avem așa, regina de cupe. Ceea ce îmi spune despre voi, în primul rând, că sunteți persoane foarte, foarte intuitive, sunteți persoane care puneți destul de mare accent pe ceea ce simțiți, ceea ce intuiți. Visele, de asemenea, pot fi foarte semnificative pentru voi, în sensul în care puteți primi avertizări codificate prin vise, puteți fi semne de apă, scorpion, rac, pești. Poate exista foarte multă apreciere asupra aspectului, asupra artelor vizuale, în special pentru voi. Și să vedem exact ce mai putem afla. Sunteți firi un pic spontane, sau cel puțin așa vă percep persoanele din jurul vostru, dar nu neapărat pentru că, nu știu, voi din fire sunteți spontani, dar mai degrabă emoțiile și felul în care acestea se manifestă, acest lucru pare destul de spontan pentru persoanele din jurul vostru. Însă, totuși, ar trebui să aveți grijă la comunicare. De ce? Pentru că anumite persoane au senzația că faceți promisiuni prea repede, spuneți anumite lucruri un pic mai repede decât ar trebui în anumite circunstanțe. Încercați să nu oferiți totul pe tavă din start. Indiferent de tipul de parteneriat, pentru că riscați să vă luați niște responsabilități mai mari decât puteți voi duce în acest moment și ar trebui să țineți cont de ceea ce simțiți voi de timpul necesar vouă pentru a vă recupera. O parte dintre voi s-ar putea să începeți să vă simțiți destul de obosiți din cauza interacțiunilor cu oameni care nu sunt tocmai în beneficiul vostru, persoane care vor să se folosească un pic de anumite lucruri pe care voi le puteți oferi, iar voi, ca să faceți tuturor pe plac și să faceți lucrurile să meargă bine, pur și simplu începeți să luați prea mult. Problema este că nu e neapărat că îi ajutați pe ceilalți așa, e mai degrabă doar că vă chinuiți voi. Ce ziceam de arte vizuale? Exact asta ziceam de arte vizuale. Așa. Bun. O parte dintre voi veți avea nevoia să vă luați timp liber pentru a practica ceea ce vă place. Pentru cineva de aici este foarte predominantă pictura, după cum se vede și în carte, dar este nevoie de voi să luați acel rol de împărat.
și să impuneți limite, să nu mai lăsați pe nimeni să vă împingă, să zicem așa, teancul de lucruri de făcut, pentru că nu mai este treaba voastră. Voi vă faceți trebușoarele voastre, când ați terminat, vă apucați de ceea ce vă place vouă. Nu este cazul să încercați să ajutați pe toată lumea, nu este cazul să luați asupra voastră mai mult decât puteți duce, mai ales atunci când aveți ocazia să spuneți nu. Dar trebuie să aveți încredere să spuneți nu. Până n-aveți voi încredere să spuneți nu, nu o să vină nimeni să vă apere. Va trebui voi să vă regăsiți spiritul vostru de luptător și să vă apărați interesele proprii. Mai ales dacă... Dacă aveți de-a face aici cu un semn de pământ, indiferent că e vorba de relație, indiferent că este vorba de aspecte ce țin de muncă sau lucruri de această natură, aveți grijă, pentru că persoana asta pentru voi poate avea tendința să fie un pic cam manipulativă, în sensul în care această persoană tinde să vă agațe cu niște speranțe, voi fiind persoane destul de receptive și un pic visătoare, o să aveți foarte mare predispoziție spre a crede acele iluzii și se va declanșa un conflict destul de mare în momentul în care realizați lucrurile la justa valoare. Recomandarea voastră este să reușiți să abordați aici totul dintr-un punct de vedere mult mai echilibrat. Pentru voi este un mesaj foarte important, spune nu, pentru că aici e vorba că voi trebuie să începeți să abordați altceva. Voi nu mai puteți să rămâneți la activitatea pe care o făceați până acum, indiferent de ce este. Poate să fie vorba de un job care nu vă mai împlinește și pur și simplu voi acum sunteți împinși să descoperiți altă pasiune sau să aprofundați o anumită pasiune pentru a vă face ulterior un venit din aceasta, nici de cum din a rămâne în acest loc de muncă. Deci dacă voi încă vă puneți toată energia în acest loc de muncă, în loc să explorați și alte opțiuni pe care voi le aveți, o să vă fie destul de greu cu partea asta. Pentru că riscați să vă închideți și după să vă fie mult mai greu să vă detașați de actualul loc de muncă unde vă puneți practic singuri cărlige. Chestia este că aici s-ar putea ca cineva să se simtă vinovat în momentul în care explorează lucrări pentru sine și începe să se gândească, ok, dar vreau să fac ceva cu viața mea. Nu cred că este vorba de vină și nu cred că ar trebui să luați acest lucru ca vină. Până la urmă, voi vreți să faceți lucruri spre binele vostru ca orice ființă umană normală, deci nu aveți de ce să vă simțiți vinovați. Mai ales în contextul în care persoanele din jurul vostru sunt destul de manipulatoare. Răbdare și planificare. Exact despre asta vorbeam. Aveți răbdare, uitați-vă exact ce vă pasionează și planificați următorii pași pentru a ieși din acest mediu toxic. Dar până ce voi nu aveți puterea voastră să luptați pentru voi, nu aveți ce să faceți, veți rămâne blocați și nu vreți să rămâneți blocați chiar deloc. Cel de-al treilea ochi este destul de deschis, asta se pupă foarte bine cu Marea Preoteasă, unde avem concentrarea tot pe cel de-al treilea ochi. S-ar putea să sesizați în această perioadă niște dureri de cap un pic mai atipice. Nu vă speriați, este ceva care la voi se va întâmpla cumva periodic, dar va trebui să înțelegeți că după perioade în care aveți dureri de cap, de regulă o să se întâmple ceva în sensul în care fie o să începeți să visați lucruri, fie... O să începeți să simțiți mai puternic oamenii din jurul vostru, dar ceva de această natură. Dar de fiecare dată, după o perioadă, să zicem o zi, două, o săptămână, cu astfel de dureri de cap, se va întâmpla câte o chestie nouă de acest tip. Așa, două secunde să vedem ce sfat avem pentru voi. Folosește-ți mintea cu înțelepciune și
deja încep să se lege. Și mai avem spiritul elefantului, învață din trecut, învață din trecut unde v-ați lăsat anterior puterea personală la alte persoane, învățați că nu puteți să mai faceți atâtea sacrificii și să vă pierdeți pe voi din nou. Este cazul să creați o schimbare aici. Și pentru afirmația voastră, afirmația voastră spune, vârsta practic nu vă poate ofili și nici obiceiul nu vă poate învechi varietatea infinită, ceea ce înseamnă că nu ar trebui să luați vârsta ca o anumită problemă. Pentru voi s-ar putea să fie o chestie, dar sunt prea bătrână, dar n-am avut în început în viață așa cum mi-aș fi dorit. Lucrurile nu s-au întâmplat de la bun început așa cum mi-am dorit eu și atunci voi s-ar putea să vă axați foarte mult pe chestia asta. Nu este cazul, pentru că există o varietate infinită de opțiuni pe care voi le aveți de acum încolo. Lăsați trecutul în urmă, lăsați cum ați început, lăsați toate lucrurile astea și mergeți de acum încolo pe ce ar trebui să faceți, cum ar trebui să fie, ce vă doriți să fie în viața voastră și cum vreți să abordați situațiile în care vă regăsiți. Nu vă mai gândiți la ce a fost sau, mai bine zis, n-a fost. Pentru că nu vă ajută absolut deloc. Bun. Revenind, vom trece la varianta numărul 2. Deci ce va fi pentru voi? Pentru voi veți pe scurt, ca să înțelegeți, va veni oportunitatea ca voi să începeți să spuneți nu, va trebui să vă adunați toată puterea personală, să vă puneți pe primul loc și să începeți ceva nou, ceva nou ca activitate, care ulterior se va dezvolta într-o sursă de venit destul de stabilă pentru voi. Pentru varianta numărul 2 avem Regina de Bâlte, ca și semne zodiacale, berbec, leu, săgetător, persoane foarte pasionale, persoane foarte deci sunteți pasionali, sunteți plini de dorință de a cuceri, de a obține, foarte axați către a obține anumite țeluri, foarte determinați, determinate, mă rog, foarte ambițioase sunteți. De asemenea, aș putea să mai spun aici că sunteți persoane foarte atractive. Aici, atenție, pentru că aici pot exista persoane care nu sunt conștiente de cât de atractive sunt pentru sexul opus. Dar asta nu înseamnă că nu sunteți atractive. Doar că încă nu v-ați descoperit voi pe voi. Și nu n-ați avut încă posibilitatea să vedeți cum sunteți percepuți. Dar asta nu înseamnă că nu sunteți atractivi sau atractive. Ideea este în felul următor. Că voi aveți o foarte mare conexiune aici cu Egiptul antic și de asemenea spiritul felinei mi se pare că este animalul totem pentru voi. Este foarte probabil ca voi să fiți în general persoane care iubesc foarte mult pisicile, felinele în general. Nu mă refer doar la pisicile de casă, aici vorbim și de jaguari, vorbim și de tigri, lei și așa mai departe. Aș putea să zic aici foarte mult faptul că voi puteți fi genul de persoane care sunt destul de elegante, dar e o eleganță aparte, o eleganță mai activă în general. Toată lumea percepe prin eleganță ca fiind o latură un pic mai feminină. Nu, voi aveți o natură destul de masculină, destul de activă, destul de agitată. Dar este foarte atractivă. Aici aș putea spune că pentru voi ar fi foarte important ca în perioada următoare să aveți un pic grijă la chakrele inferioare. S-ar putea ca voi să le fi neglijat în ultima perioadă sau să intervină anumite schimbări în viața voastră care le-au dereglat un pic.
Exact ce am zis. Schimbări. Schimbări, schimbări, schimbări. Și din nou ajungem la chakrele inferioare și din aceste cărți. Ce aș vrea să zic în primul rând? Aici aș putea să zic în primul și în primul rând că voi în acest moment treceți printr-o tranziție în care reușiți să ieșiți din anumite cicluri karmice care vă făceau rău. Ciclurile acestea karmice sunt foarte mult legate de modul în care gândiți sau aspecte care tot revin în mintea voastră și încep să fie foarte toxice, vă seacă de energie, dar fără neapărat să fi făcut ceva la nivel fizic. Aș putea să zic aici că voi învățați să ieșiți din toată situația asta cu capul sus, reușiți să fiți foarte concentrați pe ceea ce este acum, nu pe ceea ce a fost, reușiți să vă concentrați pentru a reuși să manifestați, cred că o mutare, aici cred că sunteți persoane dornice de a obține o mutare în plan fizic. Pentru unii dintre voi îmi vine chestia că poate fi vorba chiar de alt continent. Pentru alții poate să fie doar în legătură cu orașul, dar am senzația că cineva aici manifestă schimbări destul de mari și destul de importante. Dar acele schimbări, indiferent că sunt mici sau mari, pe care voi le manifestați, mai ales dacă au legătură cu mutarea, mutarea dintr-o casă în alta sau ceva de acest gen, cumpărarea unei case mai mari, se vor întâmpla, vor veni către voi. Nu trebuie să aveți dubii în legătură cu acest lucru, aveți încredere, păstrați-vă concentrarea, păstrați-vă atenția, încercați să nu opuneți rezistență căutând tot felul de motive pentru care ar putea să nu se întâmple anumite lucruri. Pentru că pe cât de pasionale așa, sunteți, aici va fi o problemă destul de mare încât, în legătură cu motive logice pentru care situația s-ar putea să nu se îndeplinească, voi cumva aveți tendința să rămâneți pesimiști, cu toate că nu este cazul. Voi trebuie să învățați să vă permiteți să visați pentru a putea atrage în viața voastră ceea ce vă doriți, pentru că în punctul în care voi vreți să obțineți ceva, dar gândiți negativ, pur și simplu îndepărtați acel lucru de voi. E momentul să lăsați lucrul ăsta în urmă. De asemenea, aici cineva cred că se începe să se ocupe mai serios în legătură cu modul în care arată, modul în care se îmbracă. Cineva dorește aici să facă o schimbare, inclusiv în dietă. Aici, dacă problemele voastre de detașare în trecut au fost în legătură cu o persoană care a fost destul de rece și detașată în timpul relației sau în timpul situației, indiferent de ce ar fi fost, încercați să vă înconjurați acum de flori, o să vă ajute foarte mult cu chakra inimii. Iar să stați pe lângă apă, v-ar prinde foarte bine. Permiteți-vă să vă exprimați cumva sentimentele. Și când zic exprimați-vă sentimentele, asta nu înseamnă numai tatuaje. Cred că cineva aici, o persoană de aici are tatuaje și se exprimă numai prin faptul că își face din când în când un tatuaj, dar nu găsește altă metodă de a vărsa mai des toate emoțiile, toți nervii și toate situațiile. Trebuie să se mai găsească aici și o altă metodă. Aici, din nou, foarte multă concentrare am pe partea de a exprima, dar de data aceasta orator, aici este o persoană care are o voce destul de plăcută, este o persoană care este foarte dornică să prezinte, foarte pasionată de marketing, de ceea ce face să vândă, de ceea ce înseamnă persoasiune, psihologie în general, iar există un foarte mare interes pe acest domeniu și pe conectarea raționamentului persoanelor cu anumite aspecte mai comune, cum ar fi numerologia, cum ar fi astrologia, aspecte de această natură, cred că vor fi de mare interes pentru cei care au ales varianta numărul 2. De asemenea, aici aș putea zice că voi
Bine, nu știu dacă acest lucru s-a făcut sau se face sau face cineva acest lucru, dar cred că aici există o persoană care are abilități de manifestare foarte puternice, dar și abilități divinatorii foarte puternice. Poate performa un tip de divinație cu scoici. Nu știu exact despre ce e vorba aici, dar acesta a fost mesajul. Scoici sau stele de mare, ceva de această natură. Nu știu. Chiar nu știu aici ce să zic. Bun. Unii dintre voi s-ar putea să vă duceți în această vară într-o zonă ce are și munte și mare. Recomandarea ar fi să stați un pic mai mult pe lângă apă cu această ocazie și să încercați acest tip de divinație, pentru că veți învăța să vă prevedeți în primul rând pentru voi anumite lucruri, iar abia apoi veți reuși să ajutați și pe alți oameni. Am senzația că unii dintre voi după concediu de anul acesta vor decide de să facă mutarea. Și acum se leagă. Acum are sens și pentru mine. Așa. Veți decide să faceți această mutare mai mare. Din nou, pentru unii dintre voi e vorba chiar de altă țară sau alt continent. Dar țineți cont că este o mutare mare pe care voi o veți face. Aveți încredere în visul vostru. Aveți încredere și se va întâmpla. Înțelepciune și alege cu înțelepciune. Problema voastră nu este să alegeți cu înțelepciune locul. Problema sau aici nu trebuie să înțelegeți prin înțelepciune neapărat raționament. Poate să fie pur și simplu și faptul că vă ascultați intuiția. Încercați să mergeți în acest concediu, în această vacanță, în ce v-ați propus voi aici și lăsați lucrurile să se desfășoare pentru voi, pentru că veți avea ocazia să învățați foarte multe lucruri prin această excursie. Încercați să stați, să meditați pe lângă apă. Încercați să vă bălăciți în apă dacă aveți oportunitatea. Sau măcar stați un pic cu picioarele în apă, dar încercați să vă conectați cu elementul apă în această vară, pentru că vă va ajuta foarte mult să vă reconectați la nu doar la înțelepciune, nu doar la înțelepciunea voastră. Aici s-ar putea să fie și o situație de genul ancestorii voștri sunt foarte conectați de elementul apă și atunci de fiecare dată când voi reușiți să vă conectați la elementul apă, chiar dacă voi sunteți zodii de foc, n-are treabă. Intrați foarte mult în contact cu tot ceea ce înseamnă ancestori și ghizi. Foarte bine. Să vedem spațiul pentru voi. Folosește-ți mintea cu înțelepciune. Astea două din nou se pupă. Iubirea este peste tot în jur. Unii dintre voi s-ar putea să aveți senzația că dacă vă mutați în altă parte, s-ar putea să nu mai aveți parte de sprijin oamenilor sau nu o să mai aveți persoane alături. Nu ați pierdut nimic și nu o să pierdeți nimic, doar aveți încredere și mergeți. Cam atât am avut și pentru varianta numărul 2. Acum vom trece la varianta numărul 3. Să vedem. Opa. Ce regină avem aici? Regina de spade, persoană foarte logică, foarte rațională, foarte intelectuală. Aici este posibil să... 2 secunde. Fiți genul de persoane mai atrase de rațional, logic, ca și meserii. Poate să fie vorba de orice ține de lege, dreptate, chiar și finanțe într-o anumită măsură.
dar este vorba de, foarte mult de lucruri logice, lucruri palpabile, lucruri pe care le puteți vedea, sau iarăși aici mai poate să fie o meserie în care este foarte necesar să vorbiți, de tip marketing, trebuie să vindeți produse, să spuneți lucruri despre produse. În general, comunicarea este, văd că ar fi foarte importantă pentru voi la locul de muncă. Aveți grijă pentru că aici cineva reține anumite informații de la voi, cu toate că voi deja cumva, nu neapărat că intuiți, voi mai degrabă vă bazați pe deducții logice, dar realizați că această persoană ascunde anumite lucruri de voi, realizați cam ce se întâmplă, dar voi vedeți lucrurile dintr-o perspectivă mult mai înaltă decât această persoană și reușiți să cumva să vă distrați pe tema aceasta. Pe voi vă văd ca și persoane destul de autosuficiente, sunteți destul de concentrați pe ceea ce aveți voi de făcut, ce aveți voi de lucrat, pasiunile voastre, reușiți să arătați întotdeauna că sunteți destul de ok, deși nu văd că neapărat accentul vostru ar fi pe a arăta, dar îmi place faptul că voi emanați foarte multă independență din aceste cărți. Atenție că s-ar putea ca uneori să fiți un pic ca niște arici pentru persoanele care vor să se apropie de voi, pentru că s-ar putea ca unii dintre voi să aveți teamă că persoanele vor să se folosească de voi. Nu este cazul, nu pot zice că este cazul de așa ceva. Persoanele, da, într-adevăr, vor să se apropie de voi, doar trebuie să le lăsați, atâta tot. Aici atenție, pentru că voi s-ar putea să rămâneți un pic prea mult activi în mintea voastră și să vă faceți tot felul de scenarii negative, cum că oamenii au ceva cu voi. Bine, să ne înțelegem. În primul scenariu, da, aveți o imagine foarte clară, dar apoi aici avem o situație generală în care voi întotdeauna puneți partea negativă întâi. Încercați să nu rămâneți axați pe chestiile negative. Nimeni nu vă vrea răul, nimeni nu vrea să profite de voi. Cel puțin aici chiar nu văd cazul, doar aici se rețin anumite informații față de voi, dar cred că aici este mai mult problema de faptul că nu neapărat cineva are de ascuns, ci cineva nu prea e dornic să vorbească. Oricum ar fi, voi n-ar trebui să vă mai stresați atâta, pentru că am senzația că voi în foarte multe cazuri riscați să ratați oportunități, pentru că e ca și cum voi vă legați singuri la ochi, nu puteți vedea în fața voastră și totuși vreți să vă grăbiți înainte să scăpați de această situație. N-aveți cum să alergați legați la ochi și să nu vă împiedicați. O împăcare cu siguranță va avea loc în această circunstanță, nu se pune problema de așa ceva, doar că va fi nevoie de puțin timp. De asemenea, aș mai putea spune că este nevoie ca voi să vă orientați către aspecte mult mai creative, aspecte care pe voi vă fac mai compleți. Pentru unii poate să fie vorba că va fi nevoie să începeți să studiați o nouă, un nou domeniu, ceva nou pentru voi. Dar cu siguranță vă vor veni foarte multe idei din studiul acestui nou domeniu. Ce se întâmplă la voi este să acceptați partea de umbră, atât a oamenilor din jurul vostru, cât și a voastră. Pentru că voi, atâta timp cât nu veți accepta partea de umbră din partea celorlalți, nu veți putea accepta nici pe a voastră. Thank you.
voi simțiți ca și cum ați pierdut ceva, în realitate n-ați pierdut nimic, această situație, dacă este vorba de o persoană, de o neînțelegere, se va reface cu siguranță. Singura problemă este că voi trebuie să începeți să vedeți lucrurile din alt punct, dintr-un punct mult mai deschis, mult mai dornic de a înțelege perspectivele altor oameni, pentru că nu mereu este vorba doar de perspectiva voastră cum că ar fi corectă, cu toate că voi vă bazați foarte mult pe un raționament extrem de logic, dar viața nu este doar despre a fi logic, este ci despre a empatiza, despre a simți, despre a fi alături de persoane, de alte persoane. Atenție că aici cineva este, deci voi aici începeți să deveniți arici cu persoanele din jurul vostru. Aici fie ceva nu s-a înțeles, fie o anumită informație nu vă este accesibilă în acest moment sau aveți voi senzația că nu vă este accesibilă, dar o să deveniți conștienți de asta. O să vă vină această informație și o să căpătați claritate, dar aveți grijă să nu îndepărtați pe toată lumea între timp. Să vedem sfatul pentru voi. Prea controlul, adu mai multă compasiune în această circunstanță. Deci, Catherine Dunham obișnuia să zică, obișnuiam să vreau cuvinte de genul a încercat pe piatra aceea de mormânt, practic. Acum vreau a făcut cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Deci, începeți să vedeți lucrurile un pic diferit și nu vă mai limitați doar la a încerca, ok, a încercat, n-a mers. Nu, încerc și încerc și încerc și încerc până iese. Bun. Vom trece la varianta următoare, varianta numărul 4 cu Regina de Pentagrame. Aici voi sunteți persoane foarte axate pe, nu aș vrea să zic doar pe planul material, dar mai degrabă aș vrea să atrag atenția că voi doriți foarte multă stabilitate. Atenție să nu începeți să deveniți prinși de această stabilitate pe care voi vă doriți. De ce? Pentru că aici putem observa șarpele în imaginea din această situație și atenție că voi s-ar putea să vă hrăniți foarte mult cu niște iluzii. Nu neapărat că semnele de pământ, pentru că Taur, Fecioară, Capricorn, asta mi-a să aici, ar fi persoane care se ghidează după iluzii, dar aici am senzația că voi aveți niște vise mărețe, dar nu neapărat veniți cu pași concreți. Și asta s-ar putea să producă niște viziuni în mintea voastră care să nu fie neapărat atinse. Nu că nu s-ar putea, dar trebuie ajustați pașii pur și simplu, atâta tot. Trebuie doar să luați o altă rută și să vedeți lucrurile un pic mai practic. Este nevoie de voi să petreceți un pic mai mult timp în natură. Încercați să vă concentrați pe ceea ce este, nu pe ceea ce va fi sau sperați că va fi. Opa. Steaua. Chiar asta spuneam, atenție la iluzii. Știu că aveți vise mărețe, dar încercați să vedeți cu alte, cu alți ochi. Încercați să vă axați mai mult pe momentul prezent, pe munca pe care trebuie să o depuneți acum, pentru că voi, într-un fel sau altul, ajungeți să neglijați ceea ce trebuie să faceți acum și să visați foarte departe la ce va fi. Folosiți lucrul ăsta ca o motivație, nici de cum ca o scuză pentru care să amânați anumite lucruri, pentru că voi amânați prea mult. Este nevoie ca voi să începeți să găsiți un mai mare echilibru între timpul de visare și muncă efectivă, pentru că am senzația că voi v-ați închis foarte mult în dorințele voastre și nu prea aveți contact cu ceea ce se întâmplă acum. Nu vreau să supăr pe nimeni prin asta, dar este cazul să începeți să deveniți mai ancorați în ceea ce se întâmplă în jurul vostru.
dacă aveți o activitate creativă care simțiți că nu vă duce atâta cât v-ați dori voi, este doar o problemă de marketing. Voi aici nu faceți marketing cum ar trebui, nu știți să vă promovați cum trebuie, trebuie să aveți lucrurile astea în vedere și trebuie să începeți să investiți mai mult în această pasiune, această carieră. Nu știu ce e pentru voi aici, dar este nevoie să munciți mai mult asupra acestui lucru și este vorba și de faptul că voi trebuie să vă promovați pe voi un pic mai bine. Voi trebuie să învățați să vă ocupați mai bine de rețelele de socializare sau unii dintre voi, chiar dacă știți să vă ocupați de ele, tot amânați să vă ocupați de ele și asta din nou creează anumite blocaje, anumite întârzieri, dezamăgiri din partea voastră. Deci nu aveți de ce. Voi aici s-ar putea să fiți un pic prea prinși în legătură cu situațiile care s-au întâmplat, ce au fost bune în viața voastră și nu mai sunt acum în prezent. Această nouă activitate, atenție, pentru că vă va cere foarte multă dedicare, atenție că pentru voi aici foarte important este să reușiți să vă păstrați pasiunea pentru ceea ce faceți în prezent, pentru că dacă nu veți reuși să păstrați acest lucru, ei bine, e ca și cum voi vă blocați singur manifestarea, împlinirea dorințelor, e ca și cum voi vă blocați potențialii clienți. Din punct de vedere energetic, va fi nevoie ca voi să învățați să lucrați cu manifestarea, pentru că am senzația că pentru mulți de aici este un tărâm cu totul nou, iar voi, în loc să vă faceți circumstanțele energetice să fie mai ușoare, cumva le întoarceți împotriva voastră și după nu înțelegeți de ce nimic nu se leagă până la urmă. Numai să vedem dacă pot focusa. Încercați să petreceți timpul liber alături de persoane din familie, în special persoane cu zodii de apă, v-ar prinde foarte bine. Da, aceste persoane tind să fie mai visătoare, dar cumva voi începeți să redeveniți ancorați în realitate când sesizați felul în care văd lucrurile aceste persoane și sesizați ceea ce nu vă place și ceea ce este prezent și în gândurile dumneavoastră și atunci reușiți să vă înrădăcinați cu gânduri ancorate în realitate și cu acțiuni din nou ancorate în realitate. Deci pentru voi această persoană în zodie de apă poate fi terapie curată. De asemenea, aici, dacă aveți de-a face cu un berbec sau ați vrea să colaborați cu un berbec, recomandarea aici ar fi să faceți o acțiune. De ce? Pentru că, aici am foarte mult berbec și fecioară. Poate să fie vorba și de alte combinații, în general foc cu pământ, dar țineți cont aici că cealaltă persoană nu va face foarte multe să vă aporteze. Cealaltă persoană e un pic mândră, este un pic încăpățânată, este un pic dornică să facă lucrurile așa cum își dorește, dar va trebui ca voi să faceți primul pas dacă vreți să colaborați cu această persoană și nici de cum să nu amânați. Nu cred că persoana ar exclude o colaborare cu voi, deci și asta nu prea cred. Doar că vrea să îi se gâdile un pic orgoliu. Încercați să nu rămâneți ancorați în temeri, în diferențele între ceea ce este acum disponibil pentru voi și ceea ce vă doriți să fie, pentru că lucrurile se vor întâmpla, vă veți primi recunoașterea și premiul pentru toate eforturile pe care voi le depuneți acum. Sfaturile cărților. Trebuie să conștientizați că dacă gândiți negativ sau pozitiv, indiferent de circumstanță, aceea se va materializa. Rezultate dulci vă așteaptă.
continuați să vă axați pe ceea ce este acum, continuați să vă axați pe... ciudat că această carte mi-a ieșit la toate trei, cu toate că am amestecat cărțile, dar, mă rog, așa. Ideea este în felul următor, rezultate foarte bune vă așteaptă, dar este nevoie să vă folosiți mintea cu înțelepciune, să vă folosiți gândurile cu înțelepciune, puteți manifesta ceea ce vă doriți, dar ține de voi. Și un sfat pentru voi. O, Doamne. Sunt un pic cam multe, totuși aș vrea o singură carte, dacă se poate. Mă rog, aici avem mai degrabă afirmații decât sfaturi, dar... O femeie este completă. În ea este puterea de a crea, de a iubi, crește și transforma. Aceasta este afirmația voastră. Sper că v-a fost utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. Dacă aveți nevoie de o etalare personală, găsiți toate detaliile în descriere. Vă mulțumesc! La revedere!